un om care chiar a încercat acolo să improvizeze un centru de colectare ad hoc acolo, pe care îi plătea, pe care nu îi plătea. De fapt, el a vrut să fie un mic antreprenor, ca să spunem așa, nu? La fața locului, să profite de munca celorlalți. La sesizare, noi am fost în permanență pe toată perioada cât s-au desfășurat demolarea, am avut acolo patrulă. Când a fost nevoie, am trimis și mascații ca să poată interveni. Păi, ce am văzut e că numai de frica mascaților știu acești colecționari de vechituri de ce acolo. Dar când vin patrule, adică încearcă să mă, ai șeful, că stăm și noi pe aici, nu facem rău, dar cu mascații nu-i de glumă. Asta e, pentru asta sunt și de asta intră în acțiune. Am încercat, sau eu de când sunt aici, n-au mai ieșit pe străzi doar așa ca să se plimbe sau ca să patruleze. Intrăm și într-adevăr, exact cum ați sesizat, unde e nevoie și când intră să-și facă treaba și pentru care... Haideți să vedem o mică scenă, un mic episod cu acel antreprenor, cum le-a spus dumneavoastră. Marian, dă-mi ambianță de la garaj de acolo. Deci, dumneavoastră adunați fierul și persoana cu Dacia Papuc Roșie vă cumpăra fierul pe loc, da? Cântărea și vă cumpăra pe loc fierul, da? Da, o să ne deplasăm la un centru de colectare să vedem cantitatea exactă de fier care este în mașină, da? Cine nu va da banii? I-ați dat fier vechi, i-ați vândut fierul, l-ați adunat și trebuia să vă dea bani? Da. L-ați cântărit cu cântarul ăla electronic? Da. Câți bani trebuia să vă dea, domnul? Trebuia să dea pe 13 kg, lui mama pe 33 de kg, lui bunica mea, lui mătușa mea pe 80 de kg. Deci dumnealui cumpăra tot fierul de la toți care căutau aici, da? Și mi-a dat în banii spăitorul la care am muncit toată ziua. Păi și v-am întrebat, am zis că nu. Păi nu, eu mi-am dat banii pe fiare. Păi v-a pus cineva să vă dați fiarul ca să vă dăm bani, nu? Da, am vândut la el fiare, că i-a zis că cumpăr. Are mașină, el cumpăr. 40 de kg și nu mi-a dat bani. Și cât vă dădea pe kilogram? 7.000. Și nu mi-a dat banii și am stat 4 de drumul să-mi dea bani. Banii, le-ați dat banii sau nu? Pentru fier, le-ați dat banii? Urma să le dați din banii ăștia, da? Să le plătiți fierul, da? Pentru ce a chitinat fierul vechi, dumneavoastră? Pentru ce anume? Aveți centru de achiziție a fierului vechi? Sunteți persoana autorizată? Nu, domnule, s-a chitinat? Nu, o luam și eu și o dădeam mai departe. Am înțeles. Și vreau cu cântarul. Da. Nu se poate să. De ce ai dat mașina? N-am dat! Da, nu puteam! Arunc în geam, mă omor! Fii atent, răspundiți nimeni! Da, am văzut și partea de afaceri de acolo, dar și urmări. Ce a urmat, da, că antreprenorul avea și bodyguards, nu? Și era păzit acolo și după tehnica lor, ați văzut, ăștia n-aveau copii, că de obicei bag copiii la înaintare, dar aici a băgat soția care era însărcinată, a pus-o la înaintare că să-i dea copii, banii, că nu știu, adică da, el nu putea să justifice. Banii au fost confiscați, 1.500 de roni, li s-a aplicat și amen, două amenzi, una antreprenorului, una bodyguardului, nu? Că da, da. Dacă ala a venit să ceară bani. Să ceară bani. El vrea să facă dreptate, că el, asta era... Dar ce dreptate? Eu nu știu ce-o fi în capul lor, să vii să dai cu pumnul în mașina în după mascaților, că dați-mi banii pe care i-ați confiscat sau... Și să sară la bătaie. Și-au băgat și femeia în față, ce ca să nu lovească. Nu, asta e tehnica lor, asta până avea copil. Dacă după ce o să nască, o să vedeți că o să arunce cu copilul în noi sau altceva. Că nu e prima dată când se obișnuie. Dar astea nu ne-au impresionat nici pe noi, nici pe, adică pe colegii mei nu i-au impresionat. Ba din potrivă, în loc să amendezi doar antreprenorul, am amendat și bodyguardul care încerca să
fac aia... Vedeți ce, să recupereze bani, că dacă veniți... fac un pic de circ pe stradă acolo... Da, 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 se impresionează, sau eu știu, lumea o să intervină pentru da, ei, dar din potrivă... Da. No, din potrivă, din potrivă. Și zic eu că am reușit și cazuri de-astea i-aș sfătui să renunțe la... Păi nu s-așteptau că dacă știau că vin mascații, nu se mai duceau, ca și păi dar... El, cel puțin bodyguardul, nu, care a intervenit, nu l-a mascat, s-a dat, nu... Păi l-a întrebat, băi, repede, hai să facem aici un pic de circ, să n-ajungă cu dubă la poliție, la semafor pe undeva, facem circ, să strânge lumea ca la urci ăștia, hai mă, luați-vă bani și plecați. No. Dar ea se ridică pe baza unui proces, iar banul se dă bani. Bineînțeles, au făcut, a fost dat mai departe, deci nu... Înțeles că și cantitatea de fier a fost lăsată în custodie, în custodie ajung banii în trezorerie. Bineînțeles, adică nu, toate cu acte în regulă, vă dați seama că nimeni nu-și permite. S-au notat serii, s-au dat tot. Ce-am observat, noi am trecut și după amiaza zilei respective și a doua zi și a treia zi, nu mai era nimeni pe acolo să colecteze fier vechi sau speriați. Băi, ar fi mascații, de atunci a fost liniște. Adică cei care... Dacă așa trebuie, așa o să facem și... O să intervină mascații de câte... Avem în imagine, ăsta e cântarul. Ăla-i care... cântarul, da, antreprenorului. Și acolo e... mai înainte a fost dubă, cu dubița aia. Papucul în care s-a... aduna, da. E un lucru bun. Aici se spunea să meargă la centru de colectare și spunea că mașina nu prea merge, că dar când a urmărit dubă avea o viteză cu ea, când aveai treabă. Da, nu, dar ei puteau să rămână și fără mașină. Adică